Vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră la această conferință de presă. Vreau să iau poziție față de o serie întreagă de lucruri foarte grave care, după mine, se întâmplă în București. O fac în calitate de fost ministru al culturii, care a avut patrimoniu ca prioritate majoră, în calitate de deputat de București, bineînțeles, și nu în ultimul rând, ca cetățean, ca și dumneavoastră, al acestui oraș. Și, în primul rând, vreau să spun câteva cuvinte despre devastarea pe care a întreprins-o primăria în zona Buzești-Berzei. Este un lucru, un fenomen deosebit de grav, pentru că de la Ceaușescu până la Oprescu, niciodată nu s-a mai demolat atât de mult dintr-o dată. Sigur, știm cu toții că Bucureștiul de 20 de ani este distrus de corupția din instituții și de investitori care nu caută decât profitul lor imediat pe termen scurt. Nu e un lucru nou. Dar ca primăria capitalei, în cârdășie cu anumite ministere, să distrugă un întreg cartier, așa ceva nu s-a mai întâmplat de la Ceaușescu încoace. E foarte trist că așa ceva se întâmplă în 2011, la mai mult de 20 de ani de la dispariția lui Nicolae Ceaușescu. Este vorba de o gândire urbanistică ceaușistă. Ceaușescu avea viziunea asta urbanistică cu marile magistrale prin centrul Bucureștiului. Așa ceva este o viziune urbanistică total anacronică. Nicăieri în Europa nu se mai face așa ceva. Este totalmente anacronic. E o gândire urbanistică din anii 50, din anii 60. Asemenea lucruri s-au făcut într-adevăr în unele orașe europene, dar acum 50-60 de ani, nu în 2011, când toată lumea încearcă să decongestioneze centrele marilor orașe. Și credeți-mă, am stat în diferite orașe din lume. Am stat în Paris, am stat la Copenhaga, am stat la Berlin, am stat la Chicago, am stat la Boston. Peste tot se încearcă altceva decât ceea ce se face în acest moment în București. Și nu e vorba numai de această arteră nord-sud, care este o enormă tâmpenie, care nu va rezolva absolut deloc problema pe care pretinde a rezolva, dar ni se mai pune la cale o altă aberație, care este axa între A1 și A2, adică să avem trafic de tranzit prin mijlocul Bucureștiului. Așa ceva denotă faptul că Bucureștiul merge în mod dramatic într-o direcție total greșită. Și vreau să spun asta pentru 2012, pentru anul electoral care va urma în viitor. Desigur, deplâng faptul că mulți dintre colegii mei de partid sau din alte partide nu sunt conștienți de aceste lucruri și nu înțeleg de fapt că ne îndreptăm într-o direcție total greșită pentru capitală. Un alt lucru pe care vreau să-l relev este că, în calitate de ministru al culturii, am avut o bogată corespondență, unilaterală, e drept, cu domnul primar Oprescu, în care am cerut, în nenumărate rânduri, în aplicarea legii 422 privind monumentele istorice, să exproprieze o serie întreagă de pungași și gangsteri imobiliari care distrug monumente istorice. Este vorba de Casa Miclescu de pe Chiselef, este vorba de Casa Oromolu de lângă guvern. Cum mai poate fi luat în serios un guvern care tolerează așa ceva la 30 de metri de el? Care este autoritatea primului ministru dacă sub nasul lui este încălcată legea în felul acesta? Am cerut în repetate rânduri primarului Oprescu să exproprieze pe acești